să-mi tai stomacul ca și cum mi-am tăiat creierul. Foarte bun, foarte bun mesaj. O și aule, cuțica de aici acolo. Stomacul este creierul, până la urmă. Este al doilea creier. Oricum, totul cumva se corelează cu creierul. Normal, pentru că creierul își dorește foarte mult mâncare, stomacul primește. Numai că eu nu mi-am tăiat. Eu împăturit. Adică aveam atât de mare stomac, bănuiesc, și creier, cam împăturit. Acum o să am puțin mai mică, este împăturit acum. Nu este tăiat. Este o operație total invazivă. Nu trebuie să o tai. Pur și simplu să nu mănânc atât de mult, deoarece forma stomacului meu a fost mult prea mare și a simțit nevoia stomacul să fie tot timpul umplut. Și normal că dacă nu mâncam atât ca să fie, să simt acel stomac sătul, normal că eram frustrată și mâncam în continuu. Asta a fost. Am avut creier, că să împăturesc stomacul, că să nu-mi tai.